Marți 18 septembrie, Biroul Permanent Național a hotărât componența conducerii Partidului Democrat Liberal. Astfel, fostul inspector școlar general Doruleț Rezmeriță a fost numit președinte interimar al organizației județene a partidului. De organizația municipală se va ocupa fostul viceprimar Nicușor Ciumacenco. Prin decizia Biroului Permanent Național, atât eu, în calitate de a fost numit președinte al organizației județene interimar, cât și domnul Nicușor Ciumacenco, prin decizia Biroului Permanent Național, este numit președintele organizației locale Galați. Biroul Permanent Județean este un binar între experiența unor oameni care au făcut parte și din echipele anterioare, împreună cu oamenii care vin alături de noi. Prim vicepreședinții PDL vor fi Mihai Capră și Mircea Nicu Toader. Noua conducere se pregătește pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie, urmând a fi stabilită lista de candidați democrat-liberali.